explicația. Scorpia, în loc să aibă grijă de mine, mă dă afară din casă că o deranjez când vine prietenii. Sper să-i apară un coșmenaș și să o părăsească iubitul. Șt, taci din gură, că facem o farță la telefon. Bine ai venit la emisiunea Milionarii de la miezul zilei. Ești în direct cu ascultătorii noștri. Stai jos în momentul ăsta sau ești în picioare? Mai bine te așeza, că nu vrem să te accidentezi. Sper că nu e slab de inimă, pentru că nu vrem să faci vreun infarct. Cel puțin nu în direct. Calculatorul nostru a ales la întâmplare dintr-o bază de date câștigătorul emisiunii de astăzi. Iar acela ești... chiar tu! Felicitări! Ai câștigat! Nu știm în ce ai călcat, dar astăzi ai câștigat Milionarii de la miezul zilei. Ai câștigat 1000 de euro. Prea puțin. 1000 de euro în fiecare lună până la finalul vieții. Ai ceva pe tălpi urât mirositor? Tu ești marele câștigător Milionarii de la miezul zilei. Avem toate datele tale. Cecul îți va veni în fiecare lună acasă. Felicitări și sperăm să rămâne ascultător fidel. Ce faceți? Sunați numele la întâmplare și vă bate joc de oameni la telefon? Nu sunăm chiar la întâmplare. Pe cine a sunat de data asta? Îl cunosc? Promis să nu-i spun că e o farsă. Tocmai am câștigat la radio. Sunt milionară. Norocoasă. La o parte. Faceți loc. Trece milionară. Nu te apropia. Nu mă faceți să folosesc preiul împotriva ta. Lasă să se apropie colega mea de bancă. Wow, am auzit că te-ai îmbogățit, bă, că deja ți-ai tras gard de corp și ai ieșit spre paralizant. E spray de gândaci și mi-e teamă să-l folosesc. Când îmi intră banii pe prima lună, îl voi plăti pentru serviciile lui. Sper că acum nu o să schimb ca persoană și o să rămân în continuare colegi de bancă. De fapt, de asta am trecut pe la școală, să-ți zic că nu vom mai fi colegi de bancă. Am înțeles, acum nu mai sunt de nasul tău. N-ai înțeles, nu vom mai fi colegi de bancă, pentru că eu mă las de școală. Dar de ce nu vin continuare la școală? Ce rost mai are? Sunt un om realizat. Voi primi 1000 de euro în fiecare lună. Mă retrag, ies la pensie. Să mergem. Succes la învățat, săracilor. De fapt, stai că și eu trebuie să rămân, că iau absență. Eu în locul tău aș veni în continuare la ore. Pentru că eu și-o tot celeală săracă de aia. Și aș face ceremonie, aș avea chef. Cum ar fi? De exemplu, aș murdări cu cerneală scaunul de la catedră. Ce faci cu stiloul meu? Are valoare sentimentală. Mi l-a lăsat moștenire bunicul. Îți dau 100 de euro pe el după ce îmi vin banii de la radio. Rupel de naibii! Ești nebună? Și dacă te prinde doamna? Ce poate să-mi facă? Să-mi scadă nota la purtare? Ce-mi pasă de note? Să mă dea afară din școală, asta și vreau. Ai ocazia să faci tot ce n-ai putut să faci până acum, poți să te și semnezi ca să știi cine i-a pătat rochia. Bine ai venit la emisiunea Milionarii de la miezul zilei! Ești în direct cu ascultătorii noștri! Stai jos în momentul ăsta sau ești în picioare? Nu stau jos! Permanent și să nu mai placă niciun băiat. Dar ce-i cu ea? E totuși sora ta. Iar m-a gonit din casă, că vine prietenul ei și le stric distracții. Și părinții tăi o lasă. Mama și tata s-o plecați din oraș și culmea, pe ea au lăsat-o să aibă grijă de mine. Te înțeleg perfect și am un frate mai mare, care mă închide în dulap și nu-mi dă drumul până nu-i spun că e stăpânul universului. Eu am două surori mai mari. Și te bat? Mai rău, se bat între ele și pe mine mă folosesc drept scut. E, dă-mi numărul tău de telefon de acasă. Ce vrei să faci? Să te răzbun. O sunăm și spunem că de autostatică. Da, și dacă sună la poliție? N-are de unde să știe. O să sunăm cu număr ascuns. Dă că formezi. Ia paharul să aibă cea mai groasă. Alo, sora Andrei. Avem pe Andreea. Nu în vizită. Nu ne ajutăm pe calculator. Tu nu înțelegi? Sunt niște oameni groasnici. Dă-mi mie. Dacă vrei să mai vezi întreagă pe Andreea, taci din gură și faci ce spun eu. Vrem ciocolată de casă. Zice că n-are ciocolată de casă. Eu o dau întreagă în fricite. Dă-mi mie. Ba da, ai ciocolată de casă și o vrem pe toată. Vezi în frigider. Unde frigider? Deasupra oalei de ciorbă. Ai o oală cu ciorbă în frigider. Vezi deasupra. Și acum fii atentă. Iei tava cu ciocolată și o lași în parcul de lângă școală. Pe leagănul din mijloc. Ce zici?
Nu mai vorbi cu gura plină, că nu înțeleg ce spui. Asta mâncă ciocolată. Dă-mi-o mie. Dacă mai ai o singură gură de ciocolată și nouă nu le dai, Andreea o încurcă. Alege ori Andreea, ori ciocolata. A zis că alege ciocolata. Asta nu ne crede. E evident. Are nevoie de o dovadă clară că ești la noi. O ureche, de exemplu, sau un deget. Al cui deget? Al tău. Nu, poate vreau să mă apuc de pian. Păi atunci, poate am luat... Stai, ce vrei să faci? Stai calmă, că vreau doar câteva fire de păr. Nu, ții la părul meu ca la părul din cap. Fricoasă mă ești. Anca a făcut un picior. Stai, ce vrei să faceți? Ajutor, vor să-mi ia degetul mic de la picior. Prin doar pantoful fricoasă. Să-l lăsăm la ușa ta împreună cu un bilet în care cere recompensa. Bine, dar grăbiți-vă. Abia mă mai descurc. Ești și bogată și celebră. Sunt cam dezamăgită că nu mai am exmatriculat. Asta e, mă duc acasă să recuperez orele de somn pierdute de la școală. Doar nu vrei să renunți tocmai acum? M-am distrat cu cerneala, v-am făcut plăcere, acum ce mai vrei să fac? Nu știu, dar așa să lași bucuria tutorele, poți să ne ajuți pe toți. Domn profesor a zis că mai întârzie. Aveți voi grijă de catalog. Iată ocazia perfectă să pleci eu val catalogul. Ce faci cu catalogul? Știi bine că n-ai voie să atingem catalogul pentru că... Pentru că mă exmatriculează, vreau să părăsesc această școală urâtă de profesori, dar iubită de colegi. Cheamă-i pe cei de pe hol înăuntru. Liniște! Vorbiți pe rând că nu ne mai înțelegem. Anca, zi ce vrei. Mie pune-mi 10 la engleză. No problem. Thank you very much. Mucești tu la engleză. Cine e următorul? La mine e o problemă cu absențele. Ce e cu avionul ăsta? E pagina voastră din catalog. Absențele au dispărut. Ziceți mersi și valea la distracție. Yeeey! Păi ne mă scuzați, dar trebuie să merg la toaletă. Și cum la toaletele noastre nu ești niciodată hârtie... De data asta, sigur îl matriculează. Sigur. Avem o veste bună și una proastă. Vestea bună e că a cedat sormea și v-a adus ciocolată. De unde ai știut? Să vede pe fețele voastre. Și vestea proastă? Vestea proastă e că am terminat-o pe drum. Ok, ciocolata a sarit-o, dar măcar pantoful mi l-ați adus înapoi? La ce-i tu nevoie de pantoful? Unde vrei să pleci? Cum? Unde? Acasă! De ce să pleci acasă? Nu-ți place aici, în locul nostru magic, unde putem face tot ce nu ne lasă părinții acasă? Lăsați vrăjala și dați-mi pantoful. E, unde vrei tu să pleci exact când o avem la mână pe sora ta? Asta zic și eu, să-i mai ținem o tavă de ciocolată. Și sucuri, că mi s-a făcut sete. Tu stai aici, că dacă te mai miști, s-ar putea să-ți intre ceva în picior. De partea cu ciocolata ne ocupăm noi. Ei, și dacă mai rămâne, îți aducem și ție. Dar nu s-o mă speranță. Stați, vreau pantoful, vreau acasă, nu mă lăsați aici! S-a prins sora ta. Ne-a așteptat ascunsă și când am vrut să ridicăm a toată tavă de ciocolată de pe locul stabilit, a ieșit cu iubitul ei și ne-a amenințat că ne sună părinții. A trebuit să-i spunem că e doar o farsă. Oricum, ți-am adus și ție ciocolată. Lăsați-o naibii de ciocolată, eu vreau pantoful. Păi, noi n-avem cum să te ajutăm, a fost ideea ta. Și acum, că facem o farsă nouă. Alo? Surioară? Sunt sora ta. Am nevoie disperată de ajutor. Nu, nu e nicio farsă. De data asta e pe bune. N-am cu ce să mă încalc, sunt prizonier într-o școală. Stai, nu închide! Cine te caută? Nu știu, nu recunosc numele. Alo? Radio Vacanța 108 FM. Și iată că avem un nou ascultător pe fir. Ești în direct cu ascultătorii noștri. Sunt în direct la radio. Pentru premiul din această săptămână trebuie să răspundeți la o întrebare de cultură generală. Domeniul de astăzi este... Geografia României. În ce masiv muntos din țara noastră se găsește Sfinxul? Repede, unde se află Sfinxul? În Egipt, la pe piramide. În masivul Egipt. Asta n-auzi de masivul Bucegi.
Răspuns corect! Radio Vacanța te trimite împreună cu un prieten sau o prietenă la o cabană de vis în acest weekend. Cabana Țeapa, situată la mijlocul pădurii de la marginea orașului, vă oferă gratis plimbări cu ATV-urile, paintball, lecții de călărie, rafting, adică plimbări cu pluta pe râu. Cabana Țeapa este o cabană de 5 stele. Camerele sunt dotate cu șemineu, internet de mare viteză, televizor cu plasmă în baie și un frigider cu tot ce poftești. Wow, sună minunat! Vă mulțumesc încă o dată și promis să ascult în continuare Radio Vacanța. Și totuși, ce se află la mijlocul pădurii de la marginea orașului? Ce se află la marginea oricărui oraș din România? Ha, haide de câini înfometați! Tu așa cu ce casă te duce? Vezi că cineva spalne unul și sunt ciobă. Ne-a luat ce ne trebuie? Eu nu mi-am luat nimic, avem toate la cabana Țeapa. Zici să nu dai o sandvișurile astea? Ce sandvișuri, mă, când acolo avem friptane și bunătăți de nici nu știm cum se cheamă, lasă-le acasă. Haine, dacă ni se face frig noaptea. Avem jacuzzi și o saună, să murim de cald. Chibrite, apă, lanterne. De uși prea mult la Discovery, mergem la lux, nu în mijlocul sălbăticiei. Bine, atunci lăsăm totul acasă și mergem îmbrăcate frumos. Exact, ca niște doamne, fără geacă de ploaie și alte prostii. Dacă mergem acum, până se face seară, ajungem la cabana Țeapa și acolo avem de toate. Poate nu găsim cabana. Cum să nu găsim? E chiar în mijlocul pădurii. Merge până dăm de ea. Felicitări! Ești propus pentru exmatriculare. Cu bine, să nu mă uitați. Nici tu să nu uiți că mi-ai promis 100 de euro pentru stilou de la bunicul, plus salariul meu ca gardă de corp. Nu uit, nu uit, mă duc acasă să nu ratez când îmi vin banii. De ce nu sunt să întreb la ce oră vin banii? Ai dreptate, mai am numărul în memorie, sun acum. Nu e niciun radio. Cum adică nu e niciun radio? Cineva mi-a făcut o farsă. Sunt săracă și mă exmatriculează să ajung cerșetoare. Și banii mei, stiloul meu. Iertați-mă, a fost un moment de nebunie, nu m-a exmatriculat. Ce este, te-a prins ploaia în pădure? Pe mine m-a prins ploaia, pe Ioana a prins-o căinii. Alo, serios? Sunt în direct la radio? Nu mă nebuni. Hai că știu că e o glumă proastă. Care ești la telefon? Anca sau Andrada? Ce vorbești? Am câștigat 1000 de euro? Auzi? Ia banii aia și bagă-ți în... Hei, ce faci? Ce? Sunt de la școală? Înseamnă că chiar am câștigat? Alo? Mai sunt în direct la radio? Am închis. Fii bar farsele să vă fie.